și eu l-așa strupit și peste două zile s-a uscat tot absolut. Iar va săptat a fost uscată. Dar cine a făcut asta? De ce? Și așa că am săbit flori și a doua zi, e ca aseară am săbit iară, că a doua zi găsesc mult și aruncat. Dar de ce îi deranjează florile? Vor să le construiască? Eu nu știu, vor că... Dar asta e teren aferent blocului și de folosință comună, da? Da! Punem un copășel, verdeață, chiar că trec mașini și păi gază. Păi da, dar fără o decizie a primăriei, ei nu pot să facă. Înseamnă că există nici garaj, nici n-au, nimic, nici gheretă. Chiar în parție, în tață, chiar știu că cu garaj, dar s-am rețele de sub beș. Și tot nu e autorizat. Dar ei nu locuiesc, ei și-au pus gazda și iau daci la pojăren. Bun, dar ei iau autorizații pentru garaj. Eu m-am interesat chiar și la regie comunal locativă, chiar și la primărie și-o zic că nu e nimic. Dar s-am de zile de amul de când noi trebuie. Înseamnă că poate fi evacuată, demolată, nu? Chiar toacă au făcut un regulament, Consiliul Municipal a făcut un regulament prin care toate construcțiile neautorizate pot fi demolate. De asta se ocupă viceprimarul Grozavu. Dar nu prea se ocupă, ar trebui nu, să se ocupe. Nu se ocupă. Cam nu se ocupă, dar am văzut pe site-ul inspecției de stat în construcții că unele construcții le demolează. Casă lângă casă. Și asta e tot neautorizată? Da. Uho! A, deci încă e în litigiu. Încă e în litigiu. La ce? La Buicani? Sau la apel deja? Cam așa se iasă, doamnă, dar poate mă duc să o chem. La Buicani sau la apel deja? Ia, am înțeles. Toți locatarii vă judecați? Toți ne-am iscălit, am spus ce.